Da, victoria lui Hermannstadt, prieten, pe terenul Utei. Hermannstadt urcă pe prima poziție. Sunt însă două echipe care nu au pretenții europene, europene și indiferent pe ce locuri ar termina, nu vor participa în acel baraj. Însă e de comentat, evident, hat-trick-ul lui Paraschiv. E de comentat și acel prim penalti. Penaltiul acordat la duelul Ian cu Lucasen, pentru că da, sunt semne de întrebare. Sunt de comentat multe, ne așteaptă și meciul Craiovei împotriva Farului. O să vedem echipele. Îi salut pe Cristi Pulhac și pe Meme Stoica. Trebuie spus că Meme sărbătorește alături de noi ziua de naștere. La mulți ani, Meme. Mulțumesc. Am zis să nu facem, că știu că nu ești cu de azi, să băgăm torturi pe aici. Nu, plecăm. Plecai, păi, dar mi-era frică că plece. La Galați am făcut toată chestia asta. Ce? Ți-au adus aia tort? A fost surprise party din asta. Da? Am uitat și a plecat. Și cum, e lăsat acolo? Da. Nu, sunt persoane care... Dar la sfârșit ai plătit băutura? Adică... Nimic. Nimic. Nici tot. Vreți să faceți glume proaste cu mine? Eu nu-mi plac surprizele. Am înțeles. Păi de-aia nici noi nu ți-am pregătit foarte bine. Documentat mai. Singura, păi nu, dar... Adică... Da. Nu, dar e ușa deschisă, pot să o ușchesc imediat. Și dacă se aude și la valieră după aia, nu e așa bine. Nu, okay. Dar știi ce se întâmplă? La anul poate facem ceva. La anul e musai. La anul se schimbă. Fii atent că o să mergem, primul flash interviu o să fie Dani Coman, care a demisionat și probabil că își explică demisia. Nu știi? N-am știut că a demisionat. Da, a demisionat Dani Coman. Îl ascultăm, pleacă de la Hermannstadt acum și expune și motivele. Astăzi ați anunțat vestiarul deja că este ultimul meci al dumneavoastră în calitate de oficial al clubului. Echipa a răspuns pe teren, reveniți asupra deciziei în primul rând și dacă nu, să-mi spuneți ce v-a făcut să luați această decizie. Nu, sub nicio formă nu voi reveni. Sunt fericit pentru meciul de azi. Nu am decât cuvinte de laudă pentru tot ceea ce am întâlnit la Sibiu, de la patroni, la suporteri și la oamenii cu care am lucrat. Sunt mândru de realizările pe care le-am avut, de performanțele obținute. Sunt mândru că am văzut oamenii fericiți. Dar decizia este luată și cred că este mai bine pentru toată lumea. Lumea vrea să știe și un motiv. Care este motivul pentru care plecați? Că așa din afară echipa se vede bine. Iată, sunteți pe primul loc. Știm că nu este cea mai bogată echipă din Liga 1. Nu este vorba, aici nu se pune problema financiară. Băieții sunt cu banii la zi, deci nu există probleme financiare la Hermannstadt în momentul de față. Din contră, echipa are stabilitate din punct de vedere financiar, din punct de vedere sportiv, echipa este foarte bine. Cred că las acest club acolo unde merită și unde își doresc oamenii, pentru că s-au făcut eforturi ca această echipă să continue atunci când a retrogradat. Oamenii au înțeles, eu sunt mândru că am putut să aduc, bineînțeles, împreună cu colegii mei, împreună cu tot ceea ce înseamnă Hermannstadt în momentul de față, pentru că n-am făcut-o singur, n-aș fi putut să o fac singur, dar sunt fericit că am avut realizări la Sibiu și până la urmă asta este cel mai important, să rămână ceva după tine. Mulțumesc! Până la urmă mai... Bine, tot n-a spus de ce a plecat, dar l-am surprins pe Meme, nu? Da, am... Iar n-am știut. Ce zici așa la cald? Da, poți să te gândești la un conflict, poți să te gândești la o altă destinație, dar chiar nu știu absolut nimic. E surprinzător. Te-ar mira, de exemplu, să-l vezi la CFR Cluj în sezonul viitor? Nu, am văzut declarații că e prieten cu Neluțu, dar eu cred că nu are sens să facem, știu eu, supoziții. Lăsă pe Dani să decidă. Ideea e că clar a fost ceva la mijloc, altfel pleca la sfârșitul sezonului. N-avea sens să plece acum. Înseamnă că probabil s-a întâmplat ceva. Evident. Și Dani e un tip din ăsta mai impulsiv. El revenise recent. Da, dacă nu pare. El revenise recent. Da, da, da. Adică el plecase. Plecase, se întorsese. Se întorsese ca acum să plece cu câte etape, puține etape înainte, mai sunt patru etape, nu? Dar lasă echipa fără nicio grijă.
A, aia 100%. Ce zici, Cristi? Ce simți că e la mijloc? Păi eu cred că sunt două lucruri. Unul, conflictul, exclud varianta că ar pleca la altă echipă decât doar în vară, cum ai și Meme. Și mai e o chestiune care probabil, discutând cu cei din conducere, probabil pentru anul viitor nu vor avea resurse sau nu vor dori mai mult. Și probabil el își dorește mai mult. Din insolvență, că asta ar însemna, păi mă gândesc. Păi nu, dar asta spun. Probabil nu își găsesc resursele pentru următorul an. Nu au un obiectiv mai îndrăzneț. Astea două motive le au acum. Da. Și conflictul și conflict cu Măldărășanu. Pentru că e clar, adică s-a vorbit foarte clar că între ei lucrurile nu au fost, dar și recunosc cu Dani Coman la un moment dat, inclusiv aici a fost în emisiune recent și a spus relațiile nu mai sunt ca cum erau înainte. Da, nu. Oricum, nu cred că pleca el. Adică nu pleacă președintele. Dar cum e? Că asta mi se pare interesant. Știi, apropo de cazul ăsta. Tu ești conducător la un club, da? Și e un antrenor. Oarecum la început de drum, da? Pentru că el în momentul Măldărășanu, dacă e, el mai făcuse lucruri ok pe la echipele la care a fost, dar aici, să zicem, și-a desăvârșit, dacă vrei, arta antrenoratului. Sună, frumos, sună pompos, așa. Mai spune din asta. Dar, mai tăiem niște lemne. Dar la un moment dat, tu conducător, cu antrenorul ăsta pe care l-ai adus, nu mai ești pe aceeași lungime de undă. Și intervine o situație foarte bizară, da? Tu, conducător, ți l-ai asumat, e bun, e ok, dar nu mai funcționează relația. Care e soluția? Deci tu l-ai adus. Tu l-ai adus, tu i-ai dat încredere, el devine și nu te mai înțelegi cu el. Ce faci? Schimbi antrenorul. Păi da, există ierarhie. Noi vorbim de o situație ipotetică. Absolut! Da. Eu mărturisesc că n-am întâmpinat problema asta în... E schimbat înainte să devină. N-a simțit. Nu prea am schimbat. Da. Eu nu prea am schimbat, antrenor. Și la Galați, și la... Nu. Adică... Bă, nu merge treaba... Dar nici nu vreau să recunosc că am greșit când te-am adus. Așa că te ajut cum pot. Pe vremea aia mai puteai să ajut și altfel. Da, acum corect. Nu mai poți să ajut, că te găsește imediat pe WhatsApp. Știi? Ai cloud. Pe vremea aia nu prea erau. Erau nori, da. Da. Nu cred că ăsta ar putea să fie motivul că nu s-a înțeles Dani cu Măldărășan. Adică, ok, știi că se discută, în lumea fotbalului se propagă tot felul de zvonuri, că poți să n-ai o relație foarte bună și să lucrezi împreună, nu trebuie să fii neapărat într-o relație de amiciție. Poți să lucrezi și pe poziții de subordonare, să spun așa. Dar până la urmă, dacă e să se lucreze profesionist într-un club, antrenorul antrenează, conducătorul conduce. Da, așa. Nu antrenează conducătorul și nici nu conduce antrenor. Bă, hai să-ți citesc... Am zis și eu niște chestii. Ai zis frumos și tu. Da. Dar fii atent, declarația lui Gigi Becali, din urmă cu... Asta, iarăși, îți creezi surpriză după surpriză de ziua ta. Da, aici nu pot să plec, da. Așa. Da. Și încă n-am ajuns la declarația lui Victor Pițurcă, vin un pic mai târziu. Deci Gigi Becali zice așa, eu nu vă pot spune, apropo de Coman, zice că e ca și plecat. Ce nu vă pot spune acum, pentru că nu am acordul ca să vă spun că el va pleca. Nu am acceptul să vă spun unde, ce și cum. Nu vă pot spune. Așa ce știu e că el a negociat deja, dar nu vrea să spună. Și oamenii care vor să vină, dar am spus că nu are rost să vină acum, să terminăm, să fim campion și apoi, domne, nu vă pot spune. Deci Coman ar fi plecat. Așa știu și eu, da. Până nu vezi scris, deocamdată sunt doar vorbe. Da, e... Contractul lui e clar, oamenii știu că cât trebuie să plătească, unde trebuie să plătească și din moment ce s-au înțeles cu el, îl vor legitima, doar că nu-i pregătit transferul acum. Ok, dar asta înseamnă că pleacă înaintea tururilor preliminare, corect? Aia clar. Deci Coman nu va fi în lotul vostru... Dacă într-adevăr se materializează. Deocamdată scris n-a apărut nicăieri, nu se asemna niciun contract.
De fapt, noi nici nu avem un contract desemnat. Doar trebuie să fim înștiințați, să dăm contul ca să se vireze. Am înțeles. Suma, clauza de reziliere. Pentru că nu se discută sub clauză nimic, nu se discută nici tranși, nu se discută nimic. Da. Cine vrea să le știe care de plătit suma. Dar are 5 milioane de euro de plătit, exact, toți odată în contul vostru. Da. Dar e clar câtă vreme spui că a ajuns la o înțelegere Coman cu un club că e iminentă plecarea lui. Da. Și asta mă gândesc că vă pune pe voi în gardă, că da, referitor la cine, pe cine aduceți. Adică trebuie să vă mișcați foarte repede. Am adus deja. L-avem în curte. Octavian Popescu a dat cel mai bun randament când era cu chiar cu 3 ani mai mic decât acum, pe poziția de atacant lateral stânga. Acolo se simte cel mai bine. Deci vă trebuie un atacant lateral dreapta. Avem pe Băluță. Deci aveți să-ți acoperiți. Nu, acum, serios, da, nu aveți nevoie de un înlocuitor pentru Coman? Nu. Avem un înlocuitor pentru Coman. Bun. Octavian Popescu este înlocuitorul lui Coman. Este un jucător cu un alt profil, dar este exact un jucător mai bun nu putem să găsim, sub nicio formă. Iar Octavian Popescu va străluci dacă pleacă Florinel. Dar plecarea asta lui Coman lasă un gol de multe goluri, chiar dacă... Da. Luați în calcul... Noi, la momentul ăsta, da, putem să avem problema rezolvată, problema atacantului lateral stânga anul viitor, cu jucători eligibili U21. Avem Octavian Popescu, Alexandru Musi și Eduard Rada Slavescu. Și am încheiat citatul. Bun, de acord. Okay. Dar un jucător de greutatea lui Coman... Da. Trebuie nu neapărat pe poziția aia, atenție. Pentru că tu spui, da, avem evident echilibru din punctul ăsta de vedere, exact, în zonă stângă. Exact. Dar simți că trebuie să mai aduceți un superstar pentru nivelul fotbalului nostru, care să, cum să spun, să creeze un dezechilibru pentru adversarul de poziție. Noi avem două superstaruri acum și unul trebuie să joace pe poziții care nu-i sunt confortabile. Se cheamă Octavian Popescu. Cine nu înțelege cât de bun e Octavian Popescu, o să se convingă la anul. Când Florinel a jucat foarte bine. Fenomenal. A jucat foarte bine. A fost singurul jucător din Europa care a marcat 3 goluri din afara careului într-un timp atât de scurt. Țineți minte. Da. Meciul cu CFR, meciul cu Dinamo, meciul cu Voluntariu. E golul fenomenal. A marcat în anul în care el avea 19 ani, a marcat 10 goluri. Din poziția aia, când Florinel era accidentat. Acum e clar că Florinel e dă randament mai bun, dar Octavian are altceva. Florinel este un sprinter. La fotbal n-ai nevoie doar de sprinter. Și e foarte greu de găsit un sprinter care să facă și semifond, chiar și fond. Pentru că la fotbal mai trebuie să alergi și semifond. Trebuie să te și aperi. Octavian poate să facă asta. Octavian este un sprinter semifondist. Poate să facă, pentru că are kilograme puține, duce kilograme puține, aleargă foarte mult. Știm foarte bine cine este. Și eu îmi doresc ca Florinel, dacă sunt sumele de care noi am discutat, e făcut pe viață, nu mai are niciun fel de problemă. E în Europa? Și nu vorbesc. Nu spui. Nu. Dar nu ce s-a scris prin, că nu știu ce, Mönchengladbach și Mönchengladbach. Așa. Mönchengladbach. Deci nu pot să spun Mönchengladbach. E top 5 campionate măcar? Nu vorbesc și nu are chiar niciun sens să vorbesc. Nu vorbește Gigi, vorbesc eu. Să înțeleg? Avem meci la Cluj, el e concentrat pe... Vrem să câștigăm campionatul, dacă se poate, cât mai repede. Eu încă mai am emoții. Aia e evident, dar din ce înțeleg eu și din ce spui tu, tu nu simți nevoia unei interiri dacă pleacă Coman? Adică nu mai trebuie adus nimeni dacă eu pleacă... Eu simt nevoia de dubluri pe post peste tot. Bun. Simt nevoia. Dacă ne place să credem că vom merge în cupele europene, măcar în, să zicem, în grupele Conference League, dacă vom câștiga titlul, da. Deocamdată n-am câștigat titlul și nu-mi place să vorbesc de ce se va întâmpla când nu știm ce se întâmplă acum. Da, mă gândesc că indiferent ce se întâmplă, adică și dacă... Hai să presupunem să... Da, nu vreau să presupun. Ok. Deci, indiferent, mă gândesc, voi cupe europene o să jucați orice ar fi. Și vreți să ajungeți în grupele cupelor europene, oricum ar fi. Deci, vă trebuie lot bun și vă trebuie... Da, aveți nevoie.
Gigi Becali a anunțat o listă cu doi jucători exact pe poziția pe care o lasă vacantă Coman în cazul în care... Otele și Mitriță. Otele și Mitriță. Eu cred că niciunul nu se poate realiza. Deci Dimitriță nu cred că intră în discuție și a spus și Mihai Rotaru, iar Otele, diferența dintre vrut și putut e de la 1 la 6. Da, asta cu condiția să aibă alea 6 milioane Năluțu Varga pe masă. Uite, între Otele și Krasniqi, ți se pare o mare diferență? Pentru că Krasniqi da, a fost... e o diferență mare. Otele este un atacant lateral care poate să joace și număr 9. Krasniqi este un atacant lateral care poate să joace dreapta, stânga. Nu mă așteptam să joace așa bine dreapta cum a făcut-o la Rapid, dar n-au nicio legătură. Otele e un jucător exploziv, un jucător cu viteză bună, dincolo Krasniqi, un Krasniqi, sau cum niciodată nu știu cum îl cheamă, Krasniqi, da? Krasniqi. Krasniqi. Da. Mă rog, Ermal, așa, e un jucător foarte tehnic, dar cu totul alt profil decât Otel. Eu mă gândeam la suma plătită. Rapid a plătit 1 milion de euro pentru Krasniqi. E diferența de la 1 la 6? Adică, evident că prețul este făcut de cel care plătește. De asta te întreb. La momentul în care CFR s-a mulțumit cu 1 milion, dacă s-a plătit 1 milion pe Ermal, el nu juca titular la CFR. Juca un 5-3-2, 3-5-2, cum vrei să spui, și nu putea să joace în sistemul ăla. Încerca să-l folosească în dreapta al cincilea, dar nu prea... nu-i fundaș. Așa, iar unul dintre cei doi atacanți erau, clar erau Yeboah, care a plecat, Bârligea, da, și Otele. Eu pe Otele îl văd mai între, dacă spunem că atacantul lateral stânga e numărul 11, cum era pe vremuri. Corect. Între 11 și 9, pe acolo. Adică poate să joace și atacant. Dar oricum s-ar potrivi mai bine Otele. Da. Adică jocului lor, da. Da, Otele e, Otele e din filmul lor. Da, e din filmul lor și ca tehnicitate și ca dinamică și ca adică cu băluță într-o parte și Otele tot în zona respectivă plus Octavian Popescu. Octavian Popescu nu zic plus Octavian Popescu. Otele, dacă Gigi vrea pe Otele, vrea pentru numărul 9, nu-l vrea niciun caz pentru partea stângă. El îl consideră numărul 9. Dar pentru tine nu ce cred e? Că se poate face. Mai degrabă. Între 11 și 9. Da, nu ești nici tu, nu ești foarte clar care ar fi. Noi, deci, mulți spun că bat câmpii. Am mai auzit de multe ori. Miculescu este jucătorul, profilul jucătorului care se potrivește la noi, în opinia mea. Bun. Miculescu. Miculescu are peste toți câte ceva. Peste toți. Pentru că el poate joace și în margine, dar ca număr 9, eu zic că este exact ce avem noi nevoie. Și o să vedem dacă e așa sau nu. Ai văzut declarația lui Victor Pițurcă despre Coman? Despre Florinel Coman? Da, am văzut. Cum ți se pare? Spune că n-a făcut sală din momentul în care a venit la voi și că el trebuia deja să fie plecat de mult de la FCSB și că el are o problemă la echipa națională tocmai pentru că nu face fază defensivă, nu e obligat la club să facă fază defensivă, cum este obligat la echipa națională. Și atunci are dificultăți, da? N-a se adaptat din punctul ăsta de vedere. E analiza corectă? Sunt de acord, da. Sunt de acord. Una e clubul, alta e echipa națională. Uh-huh. Una e strategia de la club, alta e de la echipa națională. Noi încercăm să obținem de la fiecare jucător cel mai bun randament. Unii pot face ambele faze, alții fac mai rar una dintre faze. Bine, e și diferența de valoare. Una e joci la echipa națională cu jucătorii aia și una e joci în campionatul nostru intern. Da, și asta e adevărat. Și aici, probabil, ca efort, de ce să-l expui pe Coman să facă foarte mult efort când el poate să trăiește foarte mult pe faza ofensivă, că tu nu ai atâtea probleme în apărare. Că l-ai, pe Radunovici, care... Da, dar știi, Crisi, da. tu ai la un moment dat ai ajuns în Spania, da? Da. Să joci. Da. Și ai văzut diferența dintre... Da.
cum se joacă aici, ritmul de aici și ritmul din străinătate. Și ce spune Pițurcă, că vedem aici citatul, zice, domne, Coman trebuia să fie plecat acum de la FCSB, el trebuia să facă sală de când a ajuns la FCSB. El după nu știu câți ani a făcut sală, Coman când vine la Națională este inexistent. La Națională dă de un adversar greu, la Națională trebuie să face ambele faze, dar la FCSB nu. Face 4-5 sprinturi, iar când ajunge în atac dă de o stâncă cu care nu se mai poate bate. După ani de zile trebuia să vină și ziua când să câștige campionatul ăsta, apropo de FCSB. Discuția este, Coman are acum oferta asta, da? Și pleacă în străinătate. Și întrebarea este, va avea nevoie de o adaptare în străinătate, cum au avut nevoie toți jucătorii, sau va intra și va putea să joace direct acolo? Depinde unde mergi. Că Man, uite, Man a avut nevoie de o adaptare și acum se vede și fizic cum arată și din toate punctele de vedere se vede o diferență față de momentul în care a plecat. A ajuns într-unul dintre cele mai dificile ligi pentru atacanți. Da, de acord. Și nu mă refer la mai puțin de jumătate de sezon din Serie A, ci mă refer la primul an de Serie B. Serie B este un calvar pentru atacanți. Cine reușește să marcheze peste 10 goluri într-un sezon de Serie B e fotbalist de Serie A. Da, de multe ori e mai greu. Este. E mai greu. Este. Eu am vorbit și primul om care mi-a spus asta și mi-a făcut o radiografie excepțională a fost Paul Codrea. Un fotbalist foarte bun și un băiat foarte inteligent. Și Paul mi-a povestit așa din experiența lui, care el jucase și Serie A și Serie B, da. Și mi-a zis, e mai greu în Serie B. Uh-huh. Și e mai greu. Uh-huh. De-aia n-am avut nicio emoție când am zis să-l aducem pe Piovacari, pentru că fusese capocanoniere în Serie B. Să marchezi 23 de goluri cât marcase el în Serie B, era clar că la noi va spulbera. Chiar dacă la Sampdoria nu juca, dar bine, Sampdoria avea atunci 7 atacanți și el era cel mai slab plătit și avea 700.000 net. Pauză scurtă, revenim. Ne-am întors, dragi prieteni, alături de Meme și de Cristi Pulhac. Apropo de să închidem discuția și legată de Coman și legată de ce urmează pentru voi în perioada asta. Din punctul tău de vedere, presupunem că se materializează, da? Să presupunem că pleacă. Care ar fi deadline-ul ideal pentru voi, la care ar trebui tu să știi și Elias și Pintili, să știți cine vine și să semnați jucătorii? Noi avem de câștigat un campionat cu jucătorii pe care avem acum. În momentul în care eu vorbesc de transferuri, efectiv fac o chestie împotriva echipei. Uh-huh. Împotriva celor care trebuie să câștige campionatul acum. Se poate instaura o psihoză chiar. Deci eu iau campionatul, mi-aduce înlocuitor, deci pe mine mă aruncă. De ce să primul care a făcut chestia asta a fost Gigi Becali. Gigi asta face noi. Noi întrebăm, e logic să întrebi. Gigi a spus, da, domne, vreau să-i aduc pe Mitiță și pe Otele. Eu spun că nu o să-i aduc nici pe Mitiță, nici pe Otele. Acum înțeleg că cu Luis Munteanu, de la discuțiile pe care le-au purtat, prima dată în media cei de la Rapid, apoi Gigi, acum s-a trezit interesul Farului. Cred că Farul, dacă într-adevăr vrea să-l cumpere și are potență, Luis Munteanu o să aleagă Farul. Da, în mod normal, Farul n-ar putea să rivalizeze cu Gigi Becali dacă e să care dă mai mult. Nu știu dacă se pune problema unei... Eu cred că nu se pune problema, mai ales dacă știm cu toții respectul pe care îl poartă Gigi lui Gică Hagi. M-am înțeles. Și dacă Gică Hagi spune Gigi, vreau să le iau pe Luis Munteanu, Gigi se retrage din cursă. De asta îți garantez că așa stau lucrurile. Niciodată nu o să facă Gigi licitații cu Gică Hagi. Niciodată. Chiar dacă e interesul lui... Chiar dacă este interesul lui, nu va face licitații. Bun. Ali Bek, sunt șanse să vină? Ali Bek, am înțeles că a declarat că se discută după ce se termină... După ce pleacă România acasă de la turneul final. Și asta n-ar fi târziu pentru voi? Că de asta te-am foarte târziu pentru noi, poate fi și pentru el, poate să fie pentru toată lumea târziu. Na. Că decizia acum, lui, dar... Da. Noi jucăm ultimul meci 28, da? 26. 21, 26. Poate să jucăm și după 26. Sunt șanse mari. E posibil. Iar voi jucați primul tur, mă rog. Deci, dacă luați titlul... Dacă luăm campionatul, jucăm pe 6 primul meci, oficial. Care nu e foarte important, dar e un trofeu, un joc, dar nu e foarte important, doar pe 9 sau pe 10 joci în cât ce mi-i 6, ce mi-i 9 sau 10. Iar dacă... Da, bine, stai să vedem ce jucători vor fi la Euro.
nu știm noi ce jucători vor fi de la noi la Euro. Crezi, apropo, pentru că a anunțat Mihai Rotaru la Orange Sport în exclusivitate, că Screciu s-a accidentat, a recidivat, da? Accidentarea lui Screciu, 4-6 săptămâni. Șansele ca Screciu să fie la campionatul european scad în momentul de față. Crezi că îi se sporește șansele lui Șut să fie acolo? Întâi trebuie să aflăm dacă vor fi 23 de jucători în lot sau vor fi 26 sau 27, cum se încearcă. Plecăm de la ideea acum că sunt 23. Dacă plecăm de la ideea că sunt 23, eu cred că da, la 23 era întrebare între Cicăldău și Olaru. Își puneau alții întrebări. Adică, cred că mai degrabă merg Cicăldău și Olaru decât să rămână Cicăldău sau Olaru acasă și să meargă Șut. Chiar dacă e o poziție, că până la urmă noi discutăm despre alt profil de jucător, sunt niște în rolul ăla de Inter, sau da, depinde cum o să joace. Ai mai multe variante. Acolo, la închizător, nu prea ai. Ca profil între Screciu și Șut nu este nicio legătură. Sunt total diferiți. Joacă aceeași poziție, dar sunt total diferiți. Da. Dacă vrei, Șut poate să joace un anumit tip de fotbal, Screciu un alt tip de fotbal. Ok, dar dacă e să vorbim despre mijlocaș defensiv, da? Chiar cu caracteristici diferite. Până la urmă, Șut este mai defensiv decât Cicâldău, Șut este mai defensiv decât Olaru. Și Răzvan Marin și Marius Marin sunt mai defensivi decât Cicâldău și Olaru. Și dacă spunem Marius Marin, Răzvan Marin, Cicâldău și Olaru, sunt patru deja. Și noi vorbim de dubluri pe posturi. Și am terminat cu mijlocaș. Ok. Mai e și Stanciu, care poate oricând să fie și pe poziția asta. Mai e și Ianis Hagi, care poate să fie pe poziția lui Stanciu. Deci nu-i dai prea mult curaj lui Șut. Pe mine mă interesează orice discuție legată de titlul nostru. Altceva simt că ne scoate din... ne pierdem focusul. Știi? Clar că trebuie făcute discuțiile, astea sunt emisiune, particip la discuții, nu-mi convine, n-ajung la tine cu picioarele. Chiar dacă, apropo, că am primit multe mesaje, piticule, nu știu ce, am 1,84 m, nu sunt chiar deloc pitic, am 1,84 m. Cine ți-a zis piticule? Probabil că având capul de dimensiuni mai mici și nici mâinile nefiind foarte butucănoase, par pitic. Nu sunt pitic, am 1,84 și 81 de kilograme. Vă invit să-l ascultăm repede pe Marius Moldărășanu. E interesant ce spune și în contextul plecării lui Dani Coman și a victoriei echipei lui. Bună seara, felicitări pentru victorie. Am putea spune că da, e frumos fotbalul, că dacă ne aducem aminte unde eram acum o săptămână și ce stare aveați, iată, acum o victorie convingătoare, nu? Da, și totuși nici la 3-1 nu eram liniștit, sincer. Păi la ce ați pățit nimeni nu era. Și am tot trăit-o ca fotbalist de două ori, 3-0, 3-3, orice greșeală, 3-2, le dădea poate șanse și mai mari. Într-adevăr, am făcut o greșeală și le-am dat speranțe. Dar cred că am făcut un joc bun din toate punctele de vedere, și ca efort, și ca posesie, o victorie meritată. Câteva greșeli pe început de joc, când mijlocașii centrali nu stăteau bine și au reușit să joace pe atacant, însă n-au ajuns periculoși în fața porții. În rest, una peste alta, mă bucur că în sfârșit a venit a doua victorie în deplasare. Ne-am tot dorit-o, am făcut și meciuri în care puteam câștiga de ceva timp, dar am ratat foarte mult. De data asta parcă ne-a ieșit tot așa, să spunem, adică pe românești am dat-o în poartă exact când a trebuit, s-a trezit și para din punctul de vedere. Lucrurile sunt în regulă la momentul ăsta. Și din ce am văzut, vorbeam și cu jucătorii dumneavoastră, ați învățat din greșeli, că v-am întrebat și la începutul meciului, adică cumva echipa a continuat după ce a deschis scorul să-și dubleze avantajul, adică nu a stat o secundă în expectativă. Da, sau... Știu că lumea în general, când pe un gol marcat al unei echipe și o eventuală retragere, toată lumea consideră că antrenorii le cer jucătorilor să retragă. Nu este adevărat. Eu îmi doresc la 1-0 să fac 2-0. Dar este efectul de conservare și, bineînțeles, și adversarul își dorește, nu mai are ce pierde sau nu mai are ce, trebuie să forțeze un pic și toate lucrurile astea fac ca, poate, la un moment dat să cobor prea jos. Din păcate, se întâmplă lucrul ăsta și ești taxat, cum se spune, te pedepsește fotbalul că n-ai fost mai ofensiv. Dar cred că 99% de antrenori nu le cer jucătorul să retragă la un scor minim 1-0, pentru că este periculos.
Spuneți-mi și cum ați primit vestea asta că Dani Coman pleacă, pentru că știu că ați plecat la un drum împreună în această formulă, ați venit din Liga Secundă, ați promovat, aveți încă foarte mulți jucători pe care i-ați adus împreună, acum rămâneți așa puțin fără o aripă, așa pare din afară. Da, aseară ne-a anunțat și pe noi, pe staff-ul, dimineață la analiza video i-am anunțat pe jucători, le-am spus să joace și pentru el. Împreună am format acest grup, această echipă, cu meritul tuturor, al lui, al directorului sportiv, patronii, bineînțeles, staff-ul nostru. Da, nu este ușor. Dar el vă poate spune mai mult de decizia pe care a luat-o. Dar e o problemă pentru noi. Mă bucur că asta le-am și cerut să joace și pentru el, să, dacă pleacă, să plece cu o victorie, pentru că merită lucrul ăsta. Dumneavoastră, pentru că ați avut și dumneavoastră o declarație puțin ciudată după meciul cu Cluj, că a spus că aveți nevoie de o pauză. Ați revenit la gânduri mai bune. Ce vă gândiți la viitorul dumneavoastră? Iată și fără Dani Coman acum. Știi cum sunt eu în general, spun ceea ce gândesc și ceea foarte ce simt. Bine. Asta și vreau. Chiar asta simțeam la momentul ăla. Este clar că simt că am nevoie de o pauză, dar pauza de 3 săptămâni, probabil cât va fi vacanța, va fi suficientă ca să îmi încarc bateriile. Însă, nu e ușor. Adică, nu numai cele două meciuri la 3 zile să pierzi o calificare și două puncte în prelungire. Au mai fost și altele și asta am simțit, pentru că sunt tânăr, îmi doresc să fiu bine și sănătos. Acum, normal că este o meserie, am mai spus-o, o repet, cu toții știm, mai ales antrenorii, că este foarte stresantă. Trebuie să ne deconectăm în anumite momente. Deci nu, vă gândiți la plecare. A fost doar exact cum a spus-o, că aveți nevoie de o pauză. Asta simțeam, adică n-ați sugerat de pauză. Că ați plecat la finalul. Adică la momentele trăite simțeam nevoia și n-a fost asta. Gândește-te că, lăsând la o parte anul de promovare, au fost 2 ani cu acea depunctare și acum multe goluri primite pe final, gândurile sunt foarte multe în capul meu. Însă, nu, vreau să cred că sunt puternic, mai ales mental. Dar mergem înainte, este un meci câștigat meritat, mai sunt încă 5 jocuri, ne dorim să fim cât mai sus, asta le-am spus și băieților, să nu ne uităm jos în clasament, da, să avem o mentalitate de învingător, să ne uităm cât mai sus, ne dorim să terminăm pe locul 1, nu va fi ușor pentru că sunt UTA, Cluj și Galațiu acolo, suntem 4 echipe care se bat probabil pe aceste locuri, să spunem 7-8, însă nimica nu este încheiat și nici jos la retrogradare, dar la momentul ăsta nu e vorba de aroganță, pur și simplu vreau să ne uităm sus pentru că avem echipă bună și am pierdut multe meciuri pe mâna noastră. Mulțumesc! Seară bună! Da, n-a comentat foarte mult legat de plecarea lui Dani Coman, probabil că nici nu era de așteptat. Trecem la meci foarte interesant ăsta dintre Universitatea Craiova și Faru, evident, în contextul pe care îl cunoaștem, da? Cu contextul plecării lui Petev, Bon preia, înțeleg că spunea Mihai Rotaru că pe 17, asta ar fi miercuri, până atunci s-ar afla noul antrenor. Haideți să vedem o secvență, secvențele astea, chiar care sunt acum în direct, să vezi cât de puțină lume este. Da, să știi că la Craiova vin târziu la meci. Am mai văzut stadionul gol și după aia s-a umplut. Probabil că lumea e dezamăgită acum că s-a pierdut calificarea în semifinalele cupei și speranța spre campionat. Da, se putea repara situația cu noi, dar uite-te și tu. Uite-te la echipa de acum și uite-te la echipa cu noi. Hai să dăm echipa de astăzi. Că am spus că am avut șanse și mulți au zis că vorbesc așa, doar de complezență. Nu. Una e să joci împotriva lui Bancu și a lui chiar Bancu Bitrițe și chiar Mateiu. Are jucători de experiență și alta e cum i-am prins noi. Că l-am prins cu căpățână în stânga, fără Mitriță. Da, dar vreau să spun că tot prea mare a fost diferența. Știu. Pentru că, uite-te, dai tu de fiecare dată exemplu, da. City-Liverpool, da? Liverpool, da, City. Da, da, da. Liverpool fără 3 din 4 în apărare, doar cu Van Dijk. Eu n-am înțeles de unde au scos fotbalul ăla din repriza a doua. Și la un moment dat nu ieșea City din careul. Știu, da, chiar n-am înțeles. Adică, eu înțeleg, pricep, da, au lipsit totuși 3 jucători importanți. Da, nu uita că la Liverpool lipseau, dar era Klopp pe bancă. Sau lângă bancă. Pe bancă nu cred că asta vreodată în viața lui. Nu cred că asta, nu l-am văzut niciodată. Bă, pe Guardiola îl vezi așezat.
Dar pe Klopp niciodată. Pe Klopp și pe Simeone nu-i vezi niciodată așezați. Cristi, dintre numele astea care se vehiculează, se vehiculează Rădoi, Gâlcă și Umudică. Astea sunt cele mai mediatizate. Acum, știi cum e, Mihai Rotaru l-a scos din pălărie și pe Petev, că nu știai de unde și te-ai trezit cu Petev. Noi toți vorbeam de... Dar de data asta a zis, vreau un român, vreau unul să fie foarte serios, vreau să fie un workaholic, unul care să lucreze 27 zile pe săptămână, 24 de ore. Bun, am auzit și de Cristi Chivu acum, în ultima oară. Am auzit și de Cristi Chivu, da. Așa e, dar nu... Iar mi l-a propus cineva pe Chivu, nu a zis Rotaru nimic. Nu știu, cred că dintre cei doi... Trei. Și trei, Umudică, Rădoi, Gâlcă. Nu, eu rămân cu Costel, Gâlcă și cu, și cu Rădoi. Dar și cred, Umudică nu? Nu cred că s-ar acomoda acolo în Oltenia, părerea mea. Dar ce, nu, ce n-are și Umudică pentru Oltenia? Nu, nu neapărat că nu are, are probabil tot ca antrenor, pentru că a avut niște rezultate foarte bune, dar spiritul lui și cum... se manifestă el, nu știu dacă e pe placul celor de acolo, pentru că ei sunt genul ăsta mai la fel, tot la fel, impulsiv. Păi și nu, nu, un impulsiv nu se potrivește în peisajul ăla de impulsivi? Nu chiar, pentru că în momentul când suntem amândoi la fel, nu o să ne înțelegem niciodată. Ce-i plus cu plus, păi de vezi, minus și minus. Păi atunci nici Rădoi, că și Rădoi e destul de impulsiv. A, rămâne doar Gâlcă pe lista asta, dacă e să pornim pe... A fost impulsiv, nu? Păi nu, la un moment dat n-a trimis la echipa a doua jucători importanți. Da. Păi Rădoi, asta da, spun. Da, păi și Rădoi. Rădoi a și fost. Păi a, și a, a fost, și fost, da. A fost, da. Deci rămâne doar Gâlcă, pe care nu l-am văzut impulsiv până acum. Nu. Păi Costel Gâlcă nu l-ai văzut impulsiv. Adică el are aceeași linie de liniște. Pare că îți dă un respect așa, nu neapărat trebuie să fie să dea exemple în echipă sau cum au fac alți antrenori. Probabil... dă un respect în cadrul jucătorilor care nu ajungi în situații de genul ăla cu el. A, vreau să vedem și eu spre cele Farului. Până la urmă și Farul are tot dreptul să spere la cupele europene. Poate să vină și locul 2. Absolut. Poate să termine inclusiv pe poziția a doua, ceea ce la un moment dat mi-a părea de neimaginat. Da, pentru că noi am plecat, uite, acum mă gândeam azi că am condus mai mult, m-am plimbat cu mașina prin țară astăzi de ziua mea, am plecat în play-off cu 4-5-7 puncte distanță de urmăritoare și am ajuns la 10-10-13 în 3 etape. Dar încă 3 etape se pot întâmpla foarte multe chestii. Deci Farul este la 5 puncte de locul 2 la momentul ăsta. Absolut. Joacă cu două echipe care sunt situate în clasament deasupra lor în două etape. Dar știi ce e foarte comic? Că voi vă distanțați tot timpul la fiecare etapă cu de puncte, dar la fiecare etapă se vorbește de relansarea campionatului. De cum asta spun. Păi îți dai seama că e logic să vorbești de relansare, că... adică... odată din perspectiva lor, ei nu pot niciodată să spună până nu vor fi matematic campioni, nu pot să fie relaxați. Cum să fie? Nici nu ar fi logic. Nici nu ar fi logic. Iar ceilalți... Exact cum mi-a zis Petrescu, când am câștigat la Timișoara și am sărbătorit, au venit punctele, cele 6 puncte pierdute de Timișoara, au venit la tas înapoi și mi-a zis, o să fie bine și el zice tot timpul ce o să... Bine mă, gata, am pierdut campionatul, o să intrăm în istoria universală a prostiei, o să fim proștii supremi. Zic, bă, hai că poate nu-l pierdem, îți dai seama că și pe mine m-a speriat chestia asta, orice se poate întâmpla la fotbal. Nu știu dacă mai timp vreodată că Rapid, după 3 etape, de la 4 puncte, zice, la 13 de noi, nimeni nu putea să anticipeze asta. Absolut. Chiar nimeni. Absolut. Deși, dacă te uitai după victoria lor din tur... Băi, dar mai faci un egal. Totuși, să pierzi 3 din 3, noi să câștigăm 3 din 3. Era complicat să câștigăm 3 din 3. Și ei să pierdă 3 din 3. Știi, dacă stai logic să te gândești, deci ei atunci nu au mai câștigat 6 meciuri consecutive Rapid. După ce v-au bătut pe voi. Egaluri. Da. Da, de acord cu tine. Da. Dar în sezon regulat împotriva unor echipe mai slabe decât astea din play-off. Așa este. Adică tu acum, dacă e să folosim același algoritm, tipar, da, același tipar psihologic, îi bat pe ea, m-am văzut cu saci în căruță și nu mai fac mare lucru ulterior, pe acum... Ai perfectă dreptate. Dar noi am câștigat meciul cu Farul în minutul 82 dintr-un corner.
ceea ce ni se întâmpla invers nouă. Țin minte că ne bătea CFR-ul pe la București, da, cu da. A un moment dat a vrut Deac să centreze, a dat-o în poartă și ne-au bătut. A zis omul, nu știu ce am vrut să fac, cred că am vrut să centrez. Ok, a ieșit bine, perfect. Și am câștigat cu autogol. Al doilea gol e adevărat, dar și prima a fost o gafă foarte mare de portar, care portar apărase fenomenal în meciul cu CFR. Da. CFR a deschis scorul în meciul cu Rapid, cu umărul lui Bârligea. Da, umărul. E. Iar al doilea gol a marcat că a ieșit Taioani. Deci se poate întâmpla, valorile nu sunt atât de distanțate. Da, așa e. Pauză. Pauză de meci, nu orice fel de pauză. Ne revedem în aceeași formulă la sfârșit. Îl ținem pe meme de ziua lui până târziu la muncă aici. Rămâneți cu noi, ne revedem după partidă.